De 15 ianuarie, în toate județele țării, au loc manifestări de aniversare dedicate celui considerat a fi poetul național al românilor, Mihai Eminescu. Considerat aproape de toți ca fiind genul poeziei românești, precum și modelul tutelar al limbii și culturii moderne românești, Mihai Eminescu rămâne fără îndoială cel mai mare poet din toate timpurile, care în operele sale surprinde trăsăturile specifice ale acestui popor. Acestea sunt doar câteva lucruri rostite de eșenii care pe 15 ianuarie s-au ambiționat și au ieșit în Parcul Copou pentru a sărbători și a aduce un gând bun poetului născut acum 167 de ani la Ipotești. Pe 15 ianuarie, un număr semnificativ de eșeni, iubitori ai lirei și cuvântului eminescian, au participat la manifestarea culturală Eminescu Măria Ta, organizată în Parcul Copou de Casa de Cultură Mihai Ursache a municipiului Iași. Cei prezenți la eveniment nu doar că s-au bucurat de manifestările de celebrare dedicate poetului, ci chiar și-au amintit cu drag de poeziile marelui poet învățate încă din anii copilăriei. De ce ai venit astăzi în Parcul Copou? Am venit astăzi aici ca să comemorăm această zi specială. Cine a fost Eminescu? Îți mai amintești când ai învățat prima poezie de-a lui Eminescu? Cred că în clasa 1 somnorase păsările. Și care este poezia ta preferată de-a lui Eminescu? O rămâi. Sunt bucuros că văd și tineri că încep să vină. Anul trecut a fost timpul mai aspru și totuși a fost în zi de vineri. Parmise și au venit și școli, liceile organizate. Acum nu văd decât de la Vasile Lupu, de la liceul pedagogic. În România sărbătorește în aceeași zi Ziua Culturii Naționale. Da, foarte frumos să înființa așa ceva, fiindcă poporul român merită. Ar fi bine să cunoască tineretul. Noi venim aici pentru a continua, nu? Ceea ce trebuie și este frumos. De ce ați venit astăzi în Parcul Copou? Pentru să sărbătorim ziua lui Eminescu, nu? Este pentru prima dată când sărbătorim ziua lui Eminescu Parcul Copou? Nu, aproape în fiecare an venim. Purtăm respectul, nu? Atât o mai rămas. Ce vă place cel mai mult la această activitate care se derulează în Parcul Copou? Păi, ce să ne plac? Ne place să adună lumea, să adună frumos respectul pentru poetul nostru, Luceafărul poeziei românești. Ne puteți recita câteva versuri de-a lui Eminescu, măcar două? Pe lângă plopii fără soți, adesea am trecut, mă cunoșteau vecinii toți, iar tu nu m-ai cunoscut. Ce însemna Mihai Eminescu pentru România? A fost poetul național al României care ne-a transmis poporului român educație, respect și cultură. Și prin asta a fost un bun exemplu pentru întregul popor și care și noi la rândul nostru trebuie să ducem mai departe aceste învățăminte pe care le-a transmis Eminescu. Pentru români, Mihai Eminescu ar trebui să se studieze cu temeinicie în toate școlile și să se învețe citate despre el, pentru că ne îndeamnă numai de bine, ne conduce către o cultură și un vocabular extraordinar, pentru că Eminescu folosește în literatura lui, în poezia lui, un dicționar întreg. Ziua de 15 ianuarie nu este pentru poporul român doar ziua poetului național Mihai Eminescu, ci este declarată prin lege încă din 2010 și ziua culturii naționale. Acest lucru se practică și în alte țări europene, când de ziua culturii naționale sunt omagiați oameni de cultură remarcabili, reprezentativi pentru fiecare stat în parte.